Astăzi, elevii claselor terminale au revenit la cursuri după vacanța de Paște. La Liceul Național Pedagogic Ștefano Dobleja, 523 de copii învață fizic alături de clasele primare. Cei care termină gimnaziul în acest an, dar și cei aflați în ultimul an de liceu, pot începe să se pregătească mai temeinic. După un an de școală cu multe dificultăți, elevii din clasele terminale sunt din ce în ce mai aproape de examenele finale. Ultima vacanță a acestora s-a încheiat și urmează o perioadă importantă și solicitantă pentru ei. La Liceul Național Pedagogic Ștefano Dobleja, 523 de elevi au început astăzi cursurile fizic. La Colegiul Național Pedagogic Ștefano Dobleja, 523 de elevi învață fizic, alături de elevii din ciclu primar. Astăzi au revenit în bănci elevii din ciclu gimnazial și liceal, mai exact din clasele terminale, clasele a 8-a și clasele a 12-a. Este o perioadă extrem de importantă pentru acești tineri, întrucât urmează să susțină la sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie, examenele naționale, respectiv examenul de admitere în învățământul preuniversitar, liceal și examenul de maturitate. Și este o perioadă de fixări, de recapitulări, de evaluări, o perioadă în care, desigur, materia se consolidează și se pregătesc intens pentru aceste examene naționale. Elevii de clasa 8-a vor mai avea cursuri până în data de 11 iunie, când vor intra în perioada de pregătire pentru examenul de evaluare națională, ale cărei probe vor începe pe 22 iunie. Elevii din clasele a 12-a și a 13-a vor avea cursuri până în data de 4 iunie, după care vor avea perioada de pregătire pentru bacalaureat, ale cărei probe scrise începe din 28 iunie.